Salutare, prieteni! Numele meu este Mihai, iar astăzi am să vă prezint pe Android Info cel mai așteptat joc first person shooter science fiction din lume, proaspăt lansat. Nu uitați să mă susțineți cu un share pe Facebook pentru a fi o comunitate mai mare decât suntem acum, așa că să nu mai pierdem timpul, să-i dăm drumul. Se pare că luna aceasta a fost una plină de lansări de jocuri, mai ales pentru jocul PUBG, ce a avut un număr impresionant de mare în doar câteva săptămâni de la lansarea lui. Însă astăzi am să vă prezint un joc proaspăt lansat pe sistemul de operare Android, fiind un first person shooter foarte captivant, ce mi-aduce aminte de jocul Call of Duty Modern Warfare, însă într-un mod respawn pe hartă, care și acesta se poate juca în multiplayer, ceea ce este un avantaj pentru aceste jocuri first person shooter, după părerea mea. Ca să nu vă mai țin pe jar, jocul se numește Destiny Warfare și vă pot spune că mi-a plăcut maxim stilul de joc, grafica ce se poate da la o rezoluție scăzută pentru telefoane de buget, cât și la o rezoluție ultra pentru telefoanele de top. Acesta are umbre realizate foarte bine, detalii amănunțite și are un sunet surround extraordinar. Acest joc îți dă ocazia să-ți creezi propriul clan alături de prieteni, să-ți modifici armamentul pentru a avea un impact mai mare asupra inamicului tău și să-ți upgradezi armura pentru a te feri de pericolul inamicului. Ce-mi place la acest joc este că nu conține reclame enervante atunci când ești doborât de inamic și începi jocul din nou. Jocul până în momentul de față are un număr de peste 100.000 de instalări pe telefoane ce rulează versiunea Android de la 5.0 până la ultima versiune. Acesta are nevoie de un spațiu total de peste 570 de MB și o multă baterie, pentru asta ore în șir pe acest joc jucându-te. Așa că vă recomand și pe voi să vi-l descărcați accesând linkul din descriere. Eu am fost Mihai, pe curând!